Ați văzut ce s-a întâmplat? Nu, am văzut, eram în curte. Cognitura. Și când ați ieșit, ce ați văzut? Știți? Ce ați văzut? Am văzut mașinile aici, a intrat într-o altă și... Nu sunt tare lovit persoane. Ce care a intrat în depășire? Ai stat din spate? Ai stat din spate. Asta din spate a intrat în depășirea? Da, depășirea la autobuz. Autobuzul s-a oprit după aceea și s-a dat, nu care a stat să-l luzit. Și efectiv a fost în depășirea? În depășirea. Nu s-a fost grăbit. S-a fost grăbit. Dar v-a speriat când l-a fost grăbit? Nu, am fost și până aici, că e fost și pe speriat. Nu știu, am venit după ce pe impact. Crezi că au intrat pe contrasens? Probabil. Câte persoane erau în mașină? Două, în polo și una. Erau grav rănite? Coliziune frontală cu un autodrez marca Fiat, care circula regulamentar din sensul. În urma accidentului au rezultat 3 victime, care au fost transportate la spitalul județean.